Te-ai hotărât să-ți iei o casă. Dar câte frici se nasc aici? Stăm de vorbă despre asta cu Diana, psiholog cu acte în regulă, nu? Da. Așa. Despre elefantul din cameră, care de data asta e foarte sensibil și foarte fragil și... Foarte mare. Foarte mare și foarte întâlnit. Da. Frica e următoarea. Dacă ne luăm casă împreună, ce facem dacă ne despărțim? E o întrebare... Grea. 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 Dar e o întrebare care cred că e sănătoasă pentru majoritatea cuplurilor. Cred că mai ciudat ar fi dacă nu ne-am pune întrebarea asta. Pentru că asta ne face să ne dăm seama cât de mare e angajamentul pentru relația noastră. Dacă îmi fac griji că ne vom despărți, asta înseamnă că o să-mi fac griji și pentru felul în care relația mea o să aibă drumul. Mm-hmm. Și despre felul în care ne vom despărți, poate. Habar n-am. Și asta, dacă mergem, poate e nesănătos să facem și un scenariu în sensul ăsta. Cred că m-aș opri la întrebare. Bun. Deci îmi spui că frica asta cumva e una firească, da, care poate să fie și bună pe de-o parte, mm-hmm, dar care trebuie depășită pentru exact că ajută la ceva care va fi bine. Da. Bun. Cum aflu eu? Îngrijorarea mea este că nu o să detectez momentul când voi ști că sunt pregătit împreună cu partenera mea să facem acest pas important, să ne cumpărăm o casă. Măi, știi, aici dacă aș avea un chestionar sau dacă aș avea niște dacă măsurături, o rețetă, dacă ar fi o rețetă, ar fi perfect, aș scrie o carte și cred că ar fi mai greu să stăm azi de povești aici, pentru că aș fi peste tot. Dar sunt niște elemente foarte importante atunci când vorbim de relații și de care sunt aceste semne, că sunt niște lucruri care... Care? Ne ține mai des de mână, ne îmbrățișăm mai mult. Și asta ajută, partea asta de afecțiune, de îți arăt că te iubesc, îți arăt că țin la tine. Dar păi mă ia de mână și după aia zic, de acum trebuie să ne luăm casă. Nu chiar așa. Trebuie să o luăm un pic încet, că trebuie să o luăm cu pilonii principali. Și pilonii principali ai casei unei relații, mai zic încă o dată, pilonii principali ai casei unei relații sunt angajamentul și încrederea. E bine, când avem lucrurile astea foarte bine stabilite sau măcar simțim că pilonii ăștia sunt destul de stabili, putem să începem să construim și să mai adăugăm cărămidă cu cărămidă siguranța relației noastre. Bun, și poate când aflăm că partenerul sau partenera are același vis, adică are același cel, asta ne ajută cumva să tragem amândoi în aceeași căruță și să construim cărămidă exact cu cărămidă, în paralel poate relația și să și consolidăm casa, relația și casa. Da. Adică să ne permitem acest vis și să ne luăm, să eliminăm elefantul, să-l, mă rog, să depășim, da, și să putem să facem pasul ăsta. Ei, știi, uite, aici, în cuvintele mele de psiholog, asta se traduce în valori comune, într-un scop comun. Iată, n-am știut, nu sunt atât de... Păi, sunt aici, sunt foarte regulă, stai liniștit. Deci valorile comune. Da, valorile comune sunt foarte importante pentru relația de cuplu, că ne ajută, așa cum ai spus și tu, să construim, să vedem înspre ce muncim împreună, cum ne certăm. La mine nu e bine, că uite, eu cu Ilona înseamnă, acum îmi dau seama că nu avem valori comune. Mie îmi place să citesc, ea se joace table. Ei se joace table. Păi ce valori comune este? Te-am ținut în spatele meu și ai stat pe bar, te-am cărat în spate, te-am dus, te-am dus la... Nu se poate numai o viață de distracții, nu se poate numai o valori comune, ce spune și domnișoara psiholog, este să citim împreună, să studiem, să experimentăm. Ori nu se poate numai pe la cârcium, pe unde mergi tu și numai pe la... Doamna psiholog, ascultați-mă puțin, să nu aveți... Eu n-am încredere în el nici să-l las să se ducă la magazin. Doamna psiholog, uitați-vă la... Uitați-vă la cum se îmbracă, vă rog eu mult. Uitați-vă la cum se îmbracă. Mie mi-e rușine cu ea când ies pe stradă. Uitați-vă un pic la ochelii. Ea crede că e un mare star. Ea nu știe nimeni, pe ea nu știe nimeni. Dar ea când iese, dă autograf, face cu mâna pe stradă. Nu se poate. Bun, deci noi nu avem valori comune, dar mă rog, o să le găsim. O să le căutăm mai bine. Mm-hmm. Și astea au nevoie de timp. Lucrurile vin în timp. Bun, și dacă am făcut pasul ăsta, am făcut pasul ăsta și totuși iată că apar conflicte, cum apar aici, da? Dacă eu cu Ilona avea o casă acum, ce facem? Stăm împreună doar pentru că am luat o casă și o să ne sacrificăm toată viața, chiar dacă suntem poate ușor nefericiți, ca să păstrăm casa? E, acum nu e chiar un dezastru să... Nu e chiar sfârșitul lumii să se întâmple lucrul ăsta, pentru că cum am construit până acum, chiar dacă e mai greu și e normal să simțim sentimentele astea și gândurile astea puternice de
oh, trebuie să o iau iar de la capăt, iar trebuie să văd ce fac cu viața mea, poate trebuie să-mi caut un alt partener, nu știu, sunt tot felul de gânduri din astea care ne cuprind. Însă nu e un capăt de lume și cum am putut să aducem în povestea noastră de viață lucrurile astea, putem să rescriem și un alt capitol. Până la urmă, viața e neprevăzută. Și un nou început înseamnă chiar reinventare, înseamnă fantezie, creativitate, înseamnă o altă energie, da. Nu? Și până la urmă o altă experiență. Exact. Că până la urmă ce e viața dacă nu e un cumul de experiențe pe care le trăim și rămânem cu ce rămânem din aceste experiențe. Foarte frumos spus. Ia uite că mă dau la psihologie. Dau la psihologie. Numai că mă ține pe loc fata asta. E ok, ia-ți. E ca o piatră care mi-a târnă de gute, că spun acum în fața oamenilor. Ca o piatră, care, ca un bolovan care mă duce la vale. Poți să-mi spui mai multe? Hai, ultimul gând. Bine. Da. Bun, deci, hai, că am mai scăpat ușor de niște griji. Deci nu e un capăt de țară, oameni buni, dacă luăm o casă și ne despărțim, o luăm de la capăt și avem puterea asta, putem să ne reinventăm de câte ori vrem. Sigur că de dorit e să nu se întâmple, dar dacă se întâmplă, adică să, cred că nu e bine să ne oprească această frică de a face un pas important. Și poate că e ceva durabil, trainic și poate că o să și ajute la relația noastră. Hai, m-am plictisit. La treabă. E, ce era dacă mai stăteai puțin? Ce era dacă mai un pic, atâta mai, mai era, atât, mai era, mai era, mai era. Dacă ne despărțim. Ce mă, asta e frică de despărțire? Asta e frica de despărțire. Eu zic că ne descurcăm, Marius.